Dacă vrei să cumperi gemuri la un preț mai redus și chiar și Brawl Pass-ul, tot ce trebuie să faci este să intri pe primul link din descriere. Eneba este un partener oficial, trebuie doar să selectezi suma de gemuri sau chiar Pass-ul dacă vrei să-l cumperi și să introduci un referral, pe lângă vei primi și un cashback înapoi. Hai să salut, băieți, și bine ați găsit la un nou videoclip. Pentru astăzi avem acest videoclip mult așteptat, poate de unii dintre voi, și anume cum să faceți mai ușor Master la Ranked sau Legendary sau ce anume ligă vreți voi, depinde de skill-ul pe care îl aveți sau așa mai departe. Pentru că, după cum știți, am fost și 5 global și 4 și de toate. Am mai scăzut acum pe moment, în momentul avem 9500 ELO, dar am pregătit o listă cu ce picuri să luați, ce să banați așa mai departe. Așa că vreau să apăs butonul de like, să facem cât mai multe, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, pentru că pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Și astea fiind spuse, hai să trecem la video. Bun, deci pentru un moment am pregătit câteva informații legate despre hărți și mai departe și despre modifier în special, și astea sunt făcute doar pentru voi. Și anume, avem așa, reload ammo, care sunt hiturile infinite și îmi pare rău dacă se dă abonați, apoi se abonează lumea pe videoclip. Deci avem așa, la reload ammo, la modifierul ăsta de reload ammo, avem cel mai bun brawler și cel mai bun este clar Leonul, după care avem Meg, Jin, pe anumite hărți de sigur, și alte extra opțiuni care sunt super bune este Lola, Pearl, Grip, Spike, Gale, care sunt extraordinar de buni pentru că au hituri cum ar veni infinite, deci dacă nimerești îți faci hiturile înapoi, asta excluzând Haste în care, de exemplu, avem, nu știu, Breach to Far și aveți Colt cu hituri infinite, clar, și Grip acolo merge foarte, foarte bine. La spicurile, desigur, sunt Throwerii, depinde de hartă, și Charlie în cazuri de tank și așa mai departe, sau să dai counter la, nu știu, la țânțar și ce mai fi. Pentru reload ammo, dacă noi avem first pick-ul, cel mai bine este să banați acești brawleri, să banați Meg, Jin sau brawleri de range, depinde după hartă sau game mode, adică Lola, ce mai avem, Spike, nu știu, Pearl, e bine de banat Jin și așa mai departe, Meg sau chiar și Leon în anumite cazuri. Deci cam asta ar fi banurile. Dacă adversarii au first pick, trebuie neapărat să banați Leon. Deci Leon vă poate câștiga, adică sau poate să câștige singur, în acest game mod mirobolant și skill, poate să câștige singur la cât de OP este. De asemenea, trebuie să banezi Larry, pentru că și Larry, chiar dacă nu își face hiturile înapoi, este extraordinar de bun contra acești brawler de pe am menționat că sunt buni, anume toți ăștia de aici. Și pe lângă Pearl, Spike, Lola sunt alte banuri bune. La bounty, pe orice hartă, cel mai bun brawler desigur este Leon, deci avem doar Excel, avem Shooting Star și Hideout, care desigur doar Leon este cel mai bun brawler. Iar dacă aveți voi first pick, nu banați Leon sau Larry, desigur că asta este la mintea cocoșului. Bun, am mai scris câteva aici, puteți să le notați, puteți să puneți voi pauză și să vă uitați la ele, o să vă zic acum pe fiecare hartă ce și cum. Deci, după cum spuneam, am pregătit hărțile aici. Prima hartă este sigur de Bounty, Excel și, cum am specificat și acolo, cel mai bun de sigur brawler pe aceste game moduri sau pe aceste hărți este Leon. Dacă aveți first pick-ul, nu-l banați. Banați brawler gen Thrower sau lăsați Larry-ul liber, pentru că cei mai buni brawleri sunt Larry, desigur, și Sprout, bine, astea sunt mai mult last pick-uri, să zicem. Se joacă Nani, Piper, Jean, Ruffs, Rico, Leon și Trouri în special, cam astea sunt cele mai bune picuri, desigur pe Excel. Mai sunt și alte picuri în care poți să dai counter, de exemplu au aia, nu știu, Țânțarul, mai au încă ceva Piper și încă ceva, vreau poți să iei Charlie, de exemplu, că le dai counter cu Păienjeni. Bun, deci în următorul, care este Shooting Star, și aici la fel, aceiași brawler, Piper, Nani, Meg, Leon, Larry, Sprout sunt cei mai buni 6 brawler de aici. Depinde de banuri, luați cam în ordine, de la cel mai bun la cel mai slab. Cam cel mai bun ar fi Leon, după care Nani, Piper, Bell și așa mai departe. Și să aveți grijă să încercați să luați un troll pe această hartă, pentru că nici greul nu vă dă counter aici în teorie. După care avem hărțile de Brawl Ball. Am omis o hartă de Bounty, cum ar veni, Hideout mi se pare că este, dar la fel aceleași banuri ca și pe Shooting Star. Bounty-ul este foarte, foarte simplu în termen de banuri, să zic așa. Bun, trecem la Brawl Ball, care este Pinball Dreams, prima hartă, și aici depinde foarte mult și de last pick, pentru că e ușor să dai counter, dar în general încerci să iei, dacă nu ai last pick-ul, încerci să iei un brawler care poate să dea counter la throw-uri, gen, nu știu, Stu, cu care poți să spargi, sau Gray, sau anumiți brawler care mai au wall break-uri, nu știu, ceva de genul, chiar nu știu, sau puteți să luați voi thrower în caz că o să vă ia și ei. Cele mai bune
banuri aici, aș zice că este Rico în caz că adversarii au first pick, Țințaru și Larry, pentru că nu vrei să te joci contra Larry pe această hartă. În rest, puteți să vă luați gen Brawler Sandy, care este foarte, foarte bună, Willow, Sprout, Larry este extraordinar de bun, dacă reușiți să-l prindeți, cam este garantat free win-ul, Piper este un mid excepțional, la fel și Jesse plus Bell. Avem următoarea hartă care este Center Stage, credeți-mă pe mine, cel mai bun pick pe care puteți să-l luați și first pick dacă reușiți este Jesse. Deci cel mai bun brawler de pe harta asta este Jesse, urmând Rico, urmând Larry, urmând Leon și anumiți Tanci. Acum depinde, pentru că și aici depinde de modifiere, dar asta o să vă explic puțin mai mult mai târziu. Avem acum Double Swoosh, care desigur aici cel mai bun și cel mai bun mid este din nou Jesse, după care urmează Spike, Pearl, Larry, Lola și Ember ca și lane-uri. Dar oricum le-am specificat în acea listă, puteți să puneți acolo pauză și să vă uitați la ea. Avem Minecraft Madness, foarte simplă și aici, e un fel de bounty care încercați să luați Nani, Piper, Bo, Bell și așa mai departe pe mid. Cele mai bune lane-uri sunt desigur Larry, dar încercați să-l banați dacă nu aveți voi last pick sau first pick. Și pe lângă este foarte bun ca și opțiune Ember excepțională, Spike excepțional, doar că trebuie să aveți grijă să nu vă luați counter, nu știu, de la Mico sau ceva, dar mai e greu în aceste cazuri. Avem următoarea hartă, Bridge to Far, aici din nou cele mai bune pick-uri sunt chestiile de damage, deci Colt, Piper, Nani, chiar și Lola, Eve foarte bună de control plus Chuck-ul dacă știți să-l folosiți. Trecem la următoarea care este Safe Zone și aici cel mai bun probabil brawler este Chuck, după care urmează Colt, după care urmează Piper, Nani, Bell, nu știu de exact dacă e chiar atât de bună, dar mai merge și Eve. În general merge și Colette, doar că dacă adversarii sunt mai deștepți, o să vă dea counter și nu o să se apropie de voi. Următoarea este Pit Stop, aici picurile sunt puțin mai diferite, dar excepțional sunt Tanci, respectiv Bibi, Edgar, pe lângă Larry, Rico, Ruffs și Charlie. Sunt foarte, foarte buni aici. După care avem Hot Zone-ul, Dueling Beetles. Asta este o hartă puțin mai interesantă, dar din nou, dacă prindeți Leonul, este foarte, foarte bine. Pe lângă Leon merge Larry, excepțional de bine pe harta asta. Jesse, de asemenea, pentru că Jesse este un brawler foarte, foarte bun. Pearl, urmat de Pearl, care rupere Pearl-ul aici. Și long range-uri pe lane. Bun, avem Ring of Fire, care și asta este destul de simplă. Pe mid îți iei un brawler care are long range. În special, chiar și lui este foarte, foarte bun aici. La fel și pe Dueling Beetles merge și lui extraordinar de bine. La fel și aici. Pe lane-uri merge Stu, Charlie, Pam, Lola nu. Cum îi zice mă la asta? Spike merge extraordinar de bine și pe lângă puteți să luați chiar și Thrower, dar vă recomand Ruffs-ul, care este excepțional și pe această hartă. Pe split, aici din nou contează dacă ai și last pick-ul sau nu, pentru că și asta este o hartă în care îți poți lua counter destul de ușor, mai ales de la Thrower dacă au adversarii last pick, așa că încercați să luați Cordelius pe la middle ca să nu vă poată lua Throweri atât de ușor, dar din nou Larry, cel mai bun brawler desigur de pe hartă, urmând de Rico, Ruffs, cum îi zice, Cordelius, excepțional Spike, Stu și Sprout. Ăștia sunt cei mai buni brawler de pe hartă, încercați să-i folosiți dacă aveți ocazia. După care avem Bell's Rock, foarte simplu, long range-urile plus throweri aici, foarte, foarte simplu, n-am ce să vă spun. La fel și pe harta asta, Piper, Nani, Brock, Eve și așa mai departe. În general, long range-uri merg și aici, e clar, e la mintea cocoșului, Meg și așa mai departe. Și cam astea sunt hărțile, deci cam asta este tot. Acum o să vă explic mai mult despre Big Friend. În caz că nu ați citit la început, modifierul de time detonation n-are rost să vă explic, acolo e clar la mintea cocoșului, indiferent de orice game mode sau hartă o fi, luați long range-uri. Harta se sparge extraordinar de rapid, deci încercați să luați tot ce este long range, Piper, Nani, Brock nu prea, dar Bell, Meg este excepțional de bună, credeți-mă pe mine, excepțional de bună este Meg și contra Piper și contra Nani. Pe lângă asta încercați să luați Leonul dacă aveți posibilitatea, pentru că este extraordinar de bun. După cum v-am spus, încercați să luați Leonul la pe unde puteți, cam peste tot în afară de Haste, deși cred că și pe Haste îl puteți lua dacă aveți hituri infinite, modificări de la,
pentru că este rupere, distrugere și cu el acolo. Charlie este mai mult de dat counter pentru că îți poți lua counter foarte ușor de la troll cu Charlie și nu prea vrei treaba asta. Iar acum venind cel mai important dintre toate. Cum să nu pierdeți la Big Friend? Pentru că știu că multă lume poate se chinuie cu Big Friend-ul ăsta, dar am specificat din nou acolo, dacă nu ați citit, puteți să mergeți înapoi la, pe la începutul videoclipului să citiți despre acel Big Friend, pentru că am spus așa, este foarte simplă treaba cu Big Friend. Am jucat o grămadă de Big Friend, indiferent de game mode, indiferent de harta, indiferent că este bounty, că e gem, că e bezorg, că e orice. Banați, de fapt dacă aveți first pick-ul, nu banați Spike. Dacă adversarii cumva nu vă banează Spike, ați câștigat. Pur și simplu, dinainte să înceapă, practic voi ați câștigat. Dacă prindeți Spike-ul pe Big Friend, indiferent de game mode, luați Spike-ul. Chiar dacă adversarii vă iau Frank sau se banează Tanci, încercați să luați, gen, dați și voi sugest la coechiperii voștri să vă ia, nu știu, primul, de exemplu, dacă adversarii au Frank, luați primul, este la mintea cocoșului, îl luați, îi dați counter și mai departe. Dacă primul este banat, încercați să luați Buster, Rosa sau Buzz. Și de ce spun pentru că și de ce spun că Spike este cel mai bun? Bă, deci efectiv, vă dați 3000 și ceva heal pe secundă de la ultimata, dacă aveți star power-ul desigur de heal, și aveți și un cactus cu 6000 HP. Efectiv te joci singur. Dacă adversarii au first pick-ul, neapărat banați Spike Colette. Dacă voi aveți first pick-ul, lăsați Colette și Spike liber pentru că o să vă jucați 1v3 la propriu cu Spike-ul. Iar la clasic, cred că v-am explicat pe fiecare hartă în mare parte ce și cum, v-am dat sugestii de brawleri. Am stat puțin să fac videoclipul ăsta și sper să fie în ajutorul vostru și să vă ajute mai mult cu ce brawler să luați și așa mai departe. Mai este o hartă de brawler pe care nu am găsit imagine, ceva cu care nu am găsit imagine, Goalkeeper's Dream parcă se numește, de tot midul liber și acolo luați un mid foarte cu long range. Larry este extraordinar de bun, dar este o hartă bună și de Stu, chestia aia. Deci Goalkeeper Dream este o hartă și de Stu. Dacă prindeți Stu, încercați să luați Spike și așa mai departe. Picurile sunt destul de simple, se învârt de fapt la cam aceeași brawler, după cum ați văzut. Sunt câțiva brawler pe care trebuie să-i țineți minte, ce să bană și așa mai departe. Și cred că chestia asta o să vă ajute și pe voi mai mult. Nu luați brawler Colt și așa mai departe că nu trebuie. Colt este bun doar pe safe zone și pe bridge to far. În rest, nu luați Colt pentru că nu aveți nevoie de el. Cel mai probabil o să pierdeți cu Colt, având în vedere ce se joacă la momentul actual. Bun, sper că am fost destul de explicit cu acest videoclip și sper să vă ajute. Oricum, masterul ăsta se face foarte ușor la noul ranked, vă avantajează și pe voi și pe playerii care vor să urce în rank, pentru că se urcă destul de ușor. Dacă jucați în duo, și acum vă dau și un tip, jucați la duo, nu vă jucați solo, pentru că la duo se crește cam cel mai bine, aveți și un coechipier destul de decent și acum, da, ce pot zic, vă urcă mult, vă scade puțin, chestii de genul. Eu zic că masterul se face foarte ușor dacă știi să faci puțin drafturile la ele, care că merge destul de lejer. Bun, până atunci, eu am fost azi, sper să vă ajute acest tutorial cum să faci master mai ușor și desigur, noi ne revedem data viitoare, numai bine, pa, pa!